Bună dimineața, prieteni! Astăzi am venit la Sebastian, prietenul meu de viață. Am venit să-i vedem... Fără zăpadă ai venit. Fără zăpadă, da. Și după cum ne spune Sebi, nici n-ar mai vrea decât în decembrie anul ăsta. În decembrie se vine zăpadă, anul ăsta. Sebi, când ai venit aici la... La Alteri? Luni. Și n-o nins deloc aici? Nu, nicio zăpadă, nicio. Dar la câțiva metri mai sus, în munte, îi zăpadă. O să vă arăt eu azi. Aici nu sunt zăpadă, că e drag curență de apă. Da. E, am prins într-un an, era Nea Luca aici, era zăpada de... 2008. Da, știi atunci. Eu vreau să-ți spun să ai un an plin de succese, atât pe plan profesional cât și familial. Da, îți mulțumesc mult, dar începutul anului nu promite absolut nimic. De ce? Că uite, nu-i fric să zici că... Asta e cel mai periculos timp. Da? Mai ales pentru animale. Și pentru oameni, boală, tot felul de... Aia da, într-adevăr. Și acum toți microbii, toți vin, toți se duc, toți zboară. Tu ce vrei să le zici crescătorilor de animale? În primul rând să fie sănătoși. Să fie sănătoși. Și să strângă rândurile, să fie uniți. Să nu se mai certe între ei. De să strângă rândurile, să fie uniți, că vin vremuri grele, foarte grele. Pentru noi ăștia cu câteva oi în ogradă. Cam grele pentru toată lumea, după cum se preconizează. Nu știu, pentru toată lumea nu știu, dar pentru noi, crescătorii ăștia de oi, mai ales de rasă. Turma de mioare se cam mărește, văd. Tu tot zici că se micșorează, dar se mărește. Păi acum fiecare cum poate. Da. Cum se descurcă. Într-o filmare din decembrie anul trecut, aminteam prietenilor noștri că ne-ai spus că a fost un urs pe aici și eu l-am văzut și eu. Ce urs, lupi asta? Lupi asta acum, lupi asta. Uh-huh. Noi suntem la puțină distanță de habitatul lor, așa că... Nu? Păi așa că nu a fost lup venit. Toată ziua pe aici, toată ziua lup. Nu a fost. Uite, eu îmi țin câinii legați, din cauza la lup, că vine ăla și îi prinde liber și îi mâncă. Bă, și ăștia care sunt pe aici, câinii ăștia de... nu-i prinde. Păi nu-i prinde, că ea fug să ascund. Ăștia sar... ăștia sar la ei. Ai dreptate. Aia fug să ascund, să duc, să bagă. Nu-i mâncă.
Nu mi-am. Din cauza că e cald. E cald. Dar acum ce le mai dai? Fân? Le dai? Fân. Bucate nu le dai. Eu nu le dau, pe restul să le dea, facă ceva. Așa încă nu le trebuie bucate. Și plouate și... Da, păi numai astăzi nu ploua, că de 3 zile... Da, da. Și luni ce timp frumos am fost când am venit. Când ai venit, da. Ai pe sus, pe plaie, pe acolo. Ce ai pe tine tu? Asta e de anul trecut. Da, de anul trecut. Aici mai au ce să ciugulească. Mai e un pic așa. E ora mesei, acum le dă fân. Ai oprit vreun berbecuț de anul trecut? Nu? Numai ăștia doi ai acum. Aia de i-am oprit, i-am dat la Dolj. La Dolj? Cum îi spune? La Eugen? Domnul Eugen, da. Și ăla mare, fain, l-ai dat cu cornul rupt. Ăla, da. Dar au rămas ăștia mari. Ajung, uite, ajung doi și buni.
vine aici după Galbena, după pod, dintre blocuri pe aici. Dintre garajele alea pe bun. În 2 februarie? Păi da. E haine, e șur. A, dar nu de animale. De animale nu. Nu se mai ține. Animale gata. Deci în 2 februarie de pe aici. Eventual dacă e vreo expoziție ceva, nu știu. Expoziția înseamnă altceva. Da, nu. Nu târg. Da. Frig, zăpadă. Noaptea nu dori. În februarie trebuie să fete. Paștele anul ăsta e în aprilie pe 16, parcă. 16 aprilie. Dar prognoza, dar acum ce ți-o spus pe aici? O să ningă aici? Nu. Numai de la mijloc ai zăpadă în sus. Aici nu. Nu. Maybe.